Camii, primele campionate naționale organizate în condiții normale după pandemie, cu foarte mulți sportivi, foarte multe medalii și recorduri. Cum te simți? Extraordinar de bine. În primul rând mă bucur să văd că sportivii sunt bine sănătoși, mă bucur să-i văd fericiți și încântați că pentru prima oară după 2 ani de fapt, iată că avem plăcerea și bucuria să venim la o competiție de not prima organizată în condiții normale, cu toți sportivii la oaltă, toți antrenorii, chiar și cu părinți, pentru că au mai rămas câteva locuri și pentru părinți. Cu antrenori, cu arbitri, cu oameni care erau entuziasmați să vadă o competiție de not și ne bucurăm, iată, și de rezultate frumoase, de recorduri naționale la categorii de 14, 15 ani, 16 ani, recorduri naționale de juniori, și asta aduce și mai multă fericire în viața noastră. Câți sportivi au fost la această competiție? Aproximativ 450 de sportivi. Aș dori să menționez faptul că în perioada pandemiei nu intrau în bazinul de not mai mult de 100 de oameni. Au început emoțiile pentru cele două campionate europene pe care România le organizează în premieră? Emoțiile au început din momentul în care ni s-a spus că noi suntem țara care vom organiza cele două campionate europene de juniori, în not și sărituri în apă, în urma candidaturii depuse și în urma unei lupte de aproape 6 luni de zile. Iată că am câștigat organizarea celor două competiții de anul acesta, dar este adevărat că ne apropiem cu pași foarte repezi către luna iulie. Și emoțiile cresc pe zi ce trece, ca să nu mai zic, de la o săptămână la alta, și bineînțeles că și bucuria noastră, pentru că vedem ușor că lucrurile încep să se așeze și acest campionat urmează să fie organizat în România, și ne bucurăm și sperăm că îl vom organiza la cel mai înalt nivel. Rezultatele de la acest campionat național îți dau speranțe pentru ce va urma? Da, în primul rând îmi dau speranțe, pentru că avem niște juniori care au progresat foarte, foarte mult și bucuria este și mai mare, pentru că se pare că niciun junior nu-și dorește să dezamăgească pe iubitorii acestui sport și pe românii care vor urmări și care îi vor încuraja din tribune. Majoritatea au progresat, majoritatea își doresc să prindă echipa națională a României pentru acest campionat european de juniori. Și am observat chiar sportivi care deja vorbesc de faptul că timpii înregistrați aici la campionatele naționale le oferă șansa de a se lupta în această vară la o medalie europeană.